Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De când ai mai spălat mașina? Ok. Greu de spus. Da. Vreo 3 săptămâni, cred. Să știi că eu am descoperit, acum am plictisit. Am descoperit la mine în sat, acolo s-au deschis cel puțin două spălătorii de ale automate. Te duci și la mine, și eu am. Bagi jetonul și îți dă pe timp. Deci e și un challenge, știi? E ca în gaming. Adică pui jetonul și îți dă un minut să speli. Și trebuie să te miști repede. Știi că poți să bagi mai multe jetoane și mai mult timp. Așa este. Mai multe jetoane, mai multe șanse de câștig. Da, mie mi se pare că provocarea acolo este să folosești cât mai puține jetoane. Asta e. Să fii eficient. Da. Senzația mea este că asta este provocarea acolo, să fie eficient. După aia mic o spăl din două jetoane. Așa, și... Ai super spumă? Nu dau cu super spumă. Păi de ce? Pentru că am dat odată și mi-a îngreșat parbrizul. Cum adică? Aia cred că era super spumă defectă. Adică era stricată super spuma, da. Nu, super spuma e bombă, eu dau cu super spumă. Nu. Formă stau, o lasă, se... Asta am învățat eu odată când era mai mic de la un spălător ca lume. Nu te grăbești să dai formă cu apă. Nu. Și niciodată nu dai cu apă înainte de super spumă. Dai direct cu spumă. Deci serios? Nu faci prespălare cum nu, ar stai veni. Puțin. Păi stai mă, la astea automate, uite, poate ne ajută și ascultătorii noștri să ne spună. La astea automate e prin țuțuroiul ăla iese șampon. Aia sunt două țuțuroaie, atenție. Așa. Nu, deși atent. Da. Aia se cheamă lance, în primul rând. Primero, lance. Dacă aveți de dat, dacă aveți ceva de spus, 0728 3132. Așa. Mesaje. Da. Lancea are apă, supresiune și un detergent. O smacolină detergent. Da. Nu ai spumă? Mai e o lance, da, pe partea alilantă, la alea mai pricopsite, cu super spumă. Auzi, dar la... Practic nu înțeleg de ce cineva ar folosi spuma aia detergent din lancea 1 și nu direct super spumă. Aici, dacă știți să ne explicați. Dar la tine au perie? Perie manuală, adică. Nu, perie, dar tot cu la capătul unei lănci de-astea. Nu, la mine e la capătul unui băț de lemn. Adică e o perie, adevărat, e perie de-aia de frecat vitele, caii. Da? Da. Așa. E bună, îți faci treaba. Bun. Și e ușor de spălat și e și o provocare, e challenging, dar după ce descoperi cam care sunt limitele, începe să devine plicticos. Adică eu am spălat-o de 3 ori într-o săptămână doar ca să văd cât de repede pot. Te-ai antrenat? Da, și după aia m-am plictisit. Adică celor stare. Și am văzut că meseria și... Dar nu e un joc, adică cum să te plictisești. Eu așa am privit o activitate treabă neplăcută pe care o faci ocazional. Ba nu, e super fun. Dar faci o dată de două ori, de trei ori, după care vezi ce rost are, trebuie să mai treci și la altele. Acum mă pregătesc, aș vrea să mă apuc, dar nu știu cum să fac asta, care să fie challenge-ul, știi, să și șterg mașina după ce o spăl. Nu, asta e exclus. Deci nu, eu plec cu ea... Și eu la fel. Risipind apa în urmă, da. Nu, mi se pare că e prea mult. Da. La mine acolo sunt niște șantiere pe drumul județean. Știi? Și să știi pleci... că în tot orașul sunt șantiere, da, pe toate drumurile. Pleci cu mașina udă și trece o basculantă de aia de 7 tone pe lângă tine, plină de pământ, praf, ghinion. Și îți dai seama că ai pierdut jetoanele. Dar până la urmă, scopul meu este să spăl mașina repede, adică pentru mine apariția acestor spălătorii expres a fost o binecuvântare, că eu de-aia nu spălam mașina în primul rând, pentru că mi-era silă să stau în primul la spălătoriile obișnuite, oricând mergeam la orice, noi terminăm aici programul la 10. Așa e. Avem o viață neconvențională. Ajungeam la 10 și 10 la spălătorie, plin de entuziasm, și era coadă. Exact. Coadă de mașini curate. Da, frate. De lux. Așa. Sunt oameni care spală mașina zilnic, nu, sau la 2 zile. Sunt șoferi, mă. Sunt șoferi profesioniști. Unii. Și mașina este a șefului, de fapt. Da, mă înțeleg. E adevărat. Șeful trebuie să orice situații de astea. Mașină curată. Cât e la ședință, el ce să facă? Da. Se duce și spală. Dar mașina e bec, adică da, o spală așa de... Așa e. Cocofifi. Da. Da, deci ăsta este un sondaj făcut, mă rog, de un lanț de benzinării în România, care are și spălătorii și probabil că de-aia e interesat și descoperă așa. 62% dintre respondenți preferă să meargă la spălătoriile auto-manuale de tip jet wash, în detrimentul spălătorilor autoasistate de cartier. Nu înțeleg aceste formulări, dar spălătoria autoasistată de cartier, adică este la spălător. Vine meseriașul și dai banul și dai și o șpagă să spele mașina. Asta este spălătoria asistată de cartier, nu? Nu știu dacă e asistată. Și spălătoria auto-manuală de tip jet wash, asta e aia ce am încercat. Aia jet wash e când faci tu treaba. Auzi, dar dacă o speli numai pe afară, se consideră că e curată sau trebuie să o speli și pe dinăuntru? La mine în mașină e curat, eu doar șterg praful. Nu vrei să ștergi și la mine? Am o cârpă de praf, de aia de microfibră, care șterge foarte bine. Nu pot să pun mâna pe microfibră.
că te irită. Da, nu pot să pun mâna pe microfibră, este îngrozitor. Și bărbat trece peste asta și pune mâna pe microfibră. Și în rest, eu sunt foarte, adică nu mănânc în mașină, nu arunc pe jos. Nu, niciodată. Și atunci nu prea necesită aspirare decât odată la... Și cu preșurile cum faci? Le scuturi. Serios? Da. În poți să pui și jetul ăla pe ele. În fața blocului? Da. Sau... Nu mai le scuturi, că mă duc la spălătorie. Le scoți și le scuturi? Da. Aici meseriaș. Ma, da, e complicat tare. Eu n-am încercat decât să spăl pe afară într-un timp cât mai scurt și gata. Vezi că zice cineva, apropo de situația ta cu parbrizul năclăit, da? Că probabil ai dat cu ceară pe el. Aha. Știi că Lancia are și ceară? Ai prins-o cu ceară? Și nu se dă cu ceară pe parbriz. Cu ceara nu. Nu. De-aia nu, e mai bine să nu umbli cu ea. Da, mă, dar are jet puternic, deci era ceva cu foarte mult jet. Cu multă ceară. Da. Pe ăla nu cred că știe multă ceară. Și carte. Cum faci să nu dai pe parbriz când dai cu jetul ăla pe mașină? Cum să nu ajungă ceara pe parbriz? Astea sunt niște întrebări care nu cred că și-au răspuns aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.